Bună ziua și bine v-am regăsit, dragilor, în cea de-a doua seară a Festivalului Internațional de Folclor la Fântâna Dorului, ediția 16, Șimleul Silvaniei, județul Sălaj, România. În această ediție au participat peste 14 ansambluri folclorice din străinătate și din țară. Continuăm cea de-a doua seară cu ansamblul Maguracic din Slovacia. S-a înființat în anul 1975 în localitatea Cheșmaroc. Ei sunt laureați a mai multor festivaluri din Polonia, Iugoslavia, Germania, Cehia, Franța, Austria, Cipru, precum și în alte țări. Prezintă în spectacol cântece, dansuri din nord-estul Slovaciei. Ansamblul cuprinde membri între 5 și 15 ani, copii și tineri așadar. El este un ansamblu numeros, are vreo 200 de membri, dar sunt prezenți la noi într-un număr mai mic. Conducător, coregraf, directorul ansamblului, Juraj Svetlar. Așadar, ansamblul Maguracic din Slovacia. Thank you.
Dobruneaca din comuna Dobrun, județul Olt. S-a înființat în anul 1978 și are în componența sa un număr de 30 de membri. Ei prezintă în spectacolul de astăzi cântece dansuri din zona Romanaților, județul Olt, precum și vestitul căluș oltenesc pe care cred că l-așteptați cu mare drag. Ei sunt laureați a mai multor festivaluri tradiționale din țară și de peste hotare, precum Belgia, Serbia, Turcia. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Consiliului din Comuna Dobrun. Cred că v-au convins cu vivacitatea și cu talentul lor. Și acum mergem din nou în Slovacia, de unde vine ansamblul folcloric Haic, ce a fost înființat în anul 2010. Grupul folcloric are în jur de 50 de membri, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani. Ei prezintă în spectacol dans feminin, dans de băieți, recrutarea în armată, pe tema recrutării în armată, dans de perechi. Are până în prezent peste 25 de spectacole anuale la diferite evenimente culturale. Sunt prezenți la festivaluri de folclor și concursuri, atât în Slovacia, cât și în orașe din Europa. Așadar, ansamblul folcloric Haic din Slovacia.